Găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Eliminarea metalelor grele din organism, tratarea intoleranțelor alimentare și curățarea toxinelor din sistemul limfatic. Totul cu ajutorul terapiilor specifice medicinei energoinformaționale. Informații importante privind ingredientele active din produsele de îngrijire corporală de mare interes pentru femei, dar și pentru bărbați. Boala parodontală numită și boala secolului în medicina dentară. Cauzele bolii parodontale, investigații, tratamente, prevenție. Eliminarea metalelor grele din organism, tratarea intoleranțelor alimentare, curățarea toxinelor din sistemul limfatic. Toate acestea pot fi realizate cu ajutorul terapiilor specifice medicinei energoinformaționale. Terapii fără dureri, fără contraindicații, fără reacții adverse și fără efecte secundare. Explică terapeutul Florica Munteanu. În primul rând, pacienții care vin la noi, și să știți că în ultimul timp tot mai focusat. Spun oamenii deja de la început, am impresia că am metale grele în organism. Asta nu înseamnă că chiar de fiecare dată și găsim aceste metale. Investigația nu este chiar simplă. Noi, prin diagnosticarea energetică pe care o facem, mai întâi se face un buletin de analiză în care chiar vedem prezența metalelor care sunt pe care le găsim. De obicei găsim mercur, aluminiu, plumb, argint și arsenic. Concentrația crescută de metale grele provoacă, din păcate, probleme de sănătate serioase. Atunci când în organism sunt depistate concentrații de metale grele peste limita admisă, se pune întrebarea de unde provin acestea și de ce nu mai părăsesc corpul uman. Potrivit specialiștilor, sursele sunt multiple. În plus, despre metalele grele se spune că au capacitatea de a păcăli organismul. Au capacitatea de a imita mineralele esențiale din organism, deci un rol de dublură și pot lua locul acestor minerale, amăgind, în ghilimele, corpul care nu înțelege ce se întâmplă și rămâne într-o stare de pasivitate, până când organismul începe simptomatic să dea probleme destul de mari. Analizele pentru depistarea metalelor grele în organism sunt destul de costisitoare în medicina alopată, însă nu și în medicina energoinformațională. Chiar acum recent discutasem cu o doamnă și făcuse analize pentru că oamenii își trimit, de obicei se trimit în străinătate, analizele în sânge, unde de asemenea se stabilesc metalele grele, cu niște costuri începând de la sute de euro pe care, da, sigur, fiecare cum crede, să știți că aceeași, aceeași, același rezultat pe care l-a primit doamna respectivă, o doamnă notar din Germania, l-am primit și noi și a rămas foarte mirată. La noi prețurile sunt ceva mai, mai ușurele. În medicina energoinformațională, metoda pentru depistarea acestor metale grele în organism este destul de simplă. Simplă dacă ai aparatele cu care poți să depistezi. În, în buletinul de analiză deja se poate depista, iar prezența lor peste măsură în organism, peste coeficientul admis, este, dacă vreți așa, un deschizător de drumuri spre orice problemă de sănătate. Metalele grele aflate în exces în organism provoacă o simptomatologie specifică. Pacientul reclamă niște amețeli pe care nu le poți încadra, amețeli, pierderi de echilibru lipsă de concentrație, o flamăr, dacă pot numi așa, o zbatere a ochilor, mai ales a unui ochi, dar... Pot să fie oricare, să știți, nu numai stângul, cum se crede. De asemenea, are o lipsă de concentrație, nu doarme bine, nu-și mai poate ordona așa de bine gândurile și stări de vomă, foarte des sunt stările de vomă. Pacienții care doresc să afle cauza simptomelor menționate mai înainte și care vor să urmeze terapii specifice medicinei energoinformaționale, trebuie să urmeze câțiva pași. În aproximativ o oră, cu, prin diagnosticare energetică și buletinul de analiză, noi putem depista aceste metale, iar în ședințele următoare de terapie se poate ajunge la eliminarea lor, care de asemenea se poate constata ori la noi, ori pacientul își poate face oriunde analize și se vede într-adevăr că s-au eliminat. În terapii, programul de eliminare a excesului de metale grele din organism este aplicat în funcție și de alte probleme de sănătate pe care le are pacientul. Pentru că, în general, pacienții care vin au și multe alte probleme, nu întotdeauna poți, într-adevăr, să începi cu eliminarea metalelor grele. Este foarte important pentru terapeut să poată urma niște pași pentru că organele mari trebuie pregătite ca să poată elimina aceste metale grele și în primul rând intestinele, limfa. O altă problemă de sănătate care afectează grav omul modern este intoleranța la anumite substanțe din alimente. Medicina energoinformațională este un ajutor rapid și eficient în diagnosticarea și tratarea acestor intoleranțe. Intoleranțele în ultimul timp au crescut enorm. Nu a fost o perioadă până unde puteam afirma, marea majoritate, dar încă sunt ușor, pacienții trecuți de 60, 60, 60 mai ales la gluten, în schimb, acum putem afirma gliadina, sunt deja atât copii cât și indiferent de vârstă și lactoză, iarăși sunt o cantitate foarte mare, cea mai mult totuși am putea pune în prima fază copii, adolescenți dar și persoanele în vârstă. Acestea sunt cele mai cunoscute și răspândite intoleranțe, dar la ora actuală, omul poate dezvolta forme de intoleranțe la o gamă extrem de variată de substanțe din alimente. A trata forma de intoleranță pe care o găsești este foarte simplu. Dacă pacientul consumă un anumit aliment și vede care are probleme, simptome pe care le voi aminti imediat după consumarea alimentului, la aproximativ o jumătate de oră, este de recomandat să se adreseze unui centru care lucrează cu acest gen de medicină energoinformațională și cu terapiile adecvate pentru că alimentul respectiv poate fi introdus în terapie și se lucrează exact pe alimentul respectiv. Aceste intoleranțe pot crea probleme pe sistemul gastrointestinal, având ca efect pierderi de substanțe necesare bunei funcționări a organismului. Pentru că se dereglează tranzitul intestinal și putem avea o pierdere masivă a, gama, a gamei vitaminelor B, cât și fierul se pierde, iar imediat se constată și o anemie. În terapiile specifice medicinei energoinformaționale se lucrează focusat pe substanța care provoacă intoleranța. Mai ales în perioada verii lucrăm mult cu ardei, cu anumite uh, legume care dau oamenilor probleme, cartofi am lucrat, orez am lucrat, uh, dar multe legume, foarte multe legume, care dau oamenilor soiuri de mere diferite, care le dau probleme. În schimb, cele mai grave intoleranțe sunt totuși intoleranțele la uh, gluten, gliadină și lactoză. Simptome aparent fără o cauză concretă pot fi manifestări ale unor intoleranțe, dar pentru a ști asta pacientul trebuie diagnosticat energetic. După diagnosticare, pacientul cu intoleranță alimentară intră în terapie. Se pot face terapii în care se lucrează atât cu glutenul, deci se lucrează concret cu substanța la care pacientul a devenit uh, are intoleranță. Uh, nu mai atât, pentru că aici trebuie reglat metabolismul organismului, trebuie reglată imunitatea organismului și trebuie învățat organismul din nou să asimileze mineralele la nevoie, chiar cu uh, programele prin care uh, sunt mineralele respective susținute în terapie, vitaminele, de exemplu, gamma B-urilor, pentru că am observat la acești pacienți care au această sensibilitatea, această intoleranță, după o perioadă, chiar nu pot, organismul nu mai poate asimila atât de, de așa de mare dezechilibru energetic s-a produs pe mucoasa intestinală, că organismul nu poate asimila în prima fază dacă dăm oral ceva. În tratamente, medicina energoinformațională se folosește de informația corpului pentru diagnosticarea energetică și în terapii. Ai o terapie personalizată unde se dă un dialog energetic cu aparatele de tratament, întâi la diagnosticare, după care la tratament, terapia fiind personalizată, fenomenul de autodistrugere, indiferent că este intoleranță, indiferent că este reprezentă o cantitate inadmisibilă de metale grele în organism, sunt programe prin care astăzi putem să acționăm fără dureri, fără medicamente și să reglăm organismul, să readucem înapoi în bioritmul din care el este ieșit. Terapiile se pot combina în funcție de ce vrem și e nevoie să susținem în terapie. Drenajele limfatice, nu le -aș, mai ales atât în prezența metalelor grele, cât și în cazul intoleranțelor, pentru că pe zona abdominală, care este marea parte a imunității, avem marea de limfă, cei mai mulți noduri limfatici. Deseori, în terapii se asociază și drenajul limfatic, o metodă eficientă de curățare de toxine a limfei. Mergând pe, uh, mergând pe faptul că nodulii limfatici sunt răspândiți în spatele fiecăror organe, marea majoritate a nodurilor limfatici sunt pe baza, uh, sunt pe sistemul gastrointestinal, se numește marea de energie. Uh, de multe ori credem că numai cei nodul pe care îi vedem din când în când sau îi simțim, uh, la gât, inghinal, axial, dar noi avem în spatele fiecărui organ stau nodulii limfatici care, dacă vreți, îi putea semui cu un filtru de cafea, pe parcursul vieții aici se adună zațul, acele toxine care rămân în permanență acolo și care sunt un mileu toxic pentru organism. Drenând limfa, susținem foarte mult imunitatea corpului, însă gândirea corpului este reglată prin limfă, limfa fiind canalul de toxine și prin limfă, limfa fiind canalul de toxine al organismului, canalul de ape murdare, dacă vreți așa, este foarte important a fi din când în când drenată limfa, chiar dacă nu am simptome deosebite, a îndrena, astăzi este una dintre terapiile moderne care se recomandă, mai ales în perioada răcelilor, gripelor, guturailor, câteva drenaje limfatice deja îmi susțin imunitatea și metabolismul. Terapiile cu aparatură de ultimă generație Bicom Optima sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul Regumet din München. Este un ingredient activ dintr-un produs de îngrijire corporală? Cum poate fi deslușită lista de ingrediente de pe eticheta produsului? La ce să fim atenți atunci când vrem să alegem un produs de îngrijire corporală? Despre toate acestea ne vorbește farmacista Daniela Mincu, creatoarea unei cremerii unice în România. Ingredientul activ este acel ingredient care conferă eficacitate produsului cosmetic. Această acțiune este dată de studii clinice de specialitate. Ca urmare, știm că un produs are efect și datorită ingredientului activ folosit. Ingrediente active, ca exemplu, ar fi uh, vitamina E, acidul hialuronic, uh, de exemplu, în produsele mele TenSap Complex, care este are la bază cicoare și are efect de lifting. Retinolul este un ingredient activ, dar se folosește cu precădere seara pentru că el este fotosensibil la, la pe timpul zilei. În principiu, ingredient activ poate fi și uleiul vegetal, cum ar fi uleiul de baobab, uleiul de rodie, uleiul de centela asiatică. Acestea sunt uleiuri care au, pot avea a studii clinice. Atâta timp cât un ingredient are studiu de eficacitate, îl putem încadra la ingredient activ. Cel mai important este să fie atente la ingredientele, la conservanții care conțin formaldehidă sau trietanolamină, uleiurile uh, derivate din petrol, uleiurile minerale de preferabil de evitat, vaselina, lanolina de asemenea. Uh, vitamina A este restricționată conform normelor uh, din cosmetologie de evitat și uleiurile esențiale în concentrație mare sunt dăunătoare pielii, mai ales în produsele de îngrijire pentru față, pentru că pot crea reacții alergice. Cam astea sunt parabenii, de asemenea, cam astea sunt produsele de evitat cel mai ușor de, și cel mai ușor de descifrat pe o etichetă. trebuie să fie atentă la parabeni, conservanți care conțin formaldehidă și trietanolamină, silicon, derivații din uleiuri minerale, cum ar fi din petrol, mai degrabă vreau să spun, vaselina, lanolina și anumite uleiuri esențiale nu, sunt, nu se încadrează în îngrijirea produselor pentru piele. Produsele cremeria conțin ingrediente active derivate din plante. Ele sunt trei la număr. Tensap complex, care este ingredientul cu efect de lifting și stimularea sintezei de colagen în timp, deci are dublu efect, este din cicoare și o plantă din Peru care se numește tara. Boala parodontală, numită și boala secolului în medicina dentară. Cauzele bolii parodontale, investigații, tratamente, prevenție. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Boala parodontală sau boala secolului în medicina dentară. Potrivit datelor statistice, circa 70% din populația globului are această afecțiune, de la forme ușoare până la forme foarte grave, inclusiv pierderea iremediabilă a dinților. Incidența crescută a acestei boli grave determină medicii dentiști să tragă un semnal de alarmă. Cauzele bolii parodontale, investigații, tratamente, prevenție, explică dr. Adel Maasarani, medic specialist, chirurgie orală, competențe implantologie orală și Corina Sanfir, managerul unei clinici dentare de top. Boala parodontală este boala extracțiilor dinților sănătoși. Din păcate, sub, structura de susținerea dintelui ea cedează. Începe să se resoarbă în timp, începând cu gingia până la nivelul osului alveolar și încet, încet, acesta resorbindu-se și intrus într-o stare de atrofie, dintele nu mai are, nu mai are uh, nicio formă de implantare osoasă. Și ajunge la un grad de mobilitate și odată ce ajunge la gradul de mobilitate, începe să se miște și mai tare din cauza faptului că mișcându-se se mișcă și dinții vecini și osul se resoarbe și mai repede. Boala parodontală are drept cauză principală placa bacteriană formată la nivelul dinților. Există însă și o serie de factori favorizanți. Fumatul, boli generale sistemice, eventual sarcina, poate chiar și medicația anticoncepțională. Se consideră că boala parodontală este transmisă genetic. Potrivit specialiștilor, factorul genetic moștenit are o anumită influență, însă poate fi ținut sub control dacă igiena orală este riguroasă. Primul semn al bolii este sângerarea gingiilor sângerările gingivale în timpul periajului sau chiar în timpul actului masticator. Ca și primă fază este inflamația gingiilor, mai ales a papilelor interdentare. Ulterior se agravează prin a se detașa gingia de dinte sau de suprafața dintelui și de a cantona mai multe alimente și eventual să apară și halena. Sângerarea gingiilor este un semnal de alarmă foarte serios și este bine ca persoana care suferă un astfel de episod să se prezinte de urgență la dentist. Depistată în stadiu incipient, afecțiunea poate fi tratată eficient, asta însemnând salvarea dinților naturali. Într-o fază primară unde mobilitatea dentară încă nu s-a instalat, boala parodontală poate fi stompată. Uh, oricum tratamentele sunt uh, variate, sunt chirurgicale și non-chirurgicale. Faza primară este o fază non-chirurgicală care nu face nimic decât prin a elimina factorii favorizanți a bolii parodontale. Dar, într-o formă finală, dinții încep să devină mobili și atunci singurul tratament ar fi unul chirurgical care este unul destul de elaborat. Și severitatea bolii diferă de la pacient la pacient. De asemenea, diferă viteza de avansare. Însă, în momentul în care dintele se clatină deja în alveolă, boala este în stadiu avansat, iar dantura naturală este dificil de salvat. Afectează dinții cu rădăcinile cele mai scurte. Și, statistic vorbind, primii dinți care, care încep să se miște și să se clatine sunt incisivii frontali de la mandibul, de jos de la mania. Soluția implantului dentar în cazul pacientului care a avut boală parodontală și a tratat-o este eficientă, dar condiționată de hotărârea omului de a respecta recomandările medicului. O igienă riguroasă este esențială, dar și prezentarea periodică la medicul dentist are un rol hotărător. Numai prin constanță poate să estompeze boala parodontală. Noi, ca și medici specialiști, putem să facem foarte multe tratamente, extrem de mult. Dacă pacientul nu merge pe recomandările care noi le facem și el nu le face acasă, tratamentele sunt egal cu zero. Pacienții care au ajuns în clinică în ultimii ani și au fost diagnosticați cu boala parodontală, acum deja se bucură de efecte foarte bune pentru că au început ingenizările dentare, au făcut tratamentele necesare și deja evoluția bolii a fost estompată. E foarte important că știu ce au de făcut, revin uh, periodic la controle și ingenizări și deja nu se mai îngrijorează atât de tare că au această afecțiune. Ediția de astăzi a emisiunii specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!